Bine v-am găsit! În acest material vă prezint modalitatea prin care susținem o opinie referitoare la un eveniment. A-ți exprima opinia înseamnă să-ți spui părerea despre ceva anume. Pentru a exprima o opinie referitoare la un eveniment, folosim expresii și cuvinte care ne ajută să ne prezentăm argumentele. Părerea mea este, în opinia mea, eu cred că, având în vedere că, deoarece. Pentru a fi organizați în exprimare, putem folosi următoarele expresii. În primul rând, în al doilea rând, de asemenea, pe de altă parte, apoi, nu în ultimul rând. Priviți următorul afiș. Ce opinie aveți despre acest eveniment? Pentru a vă putea spune părerea, găsiți mai întâi informații referitoare la evenimentul prezentat. Ce instituție organizează evenimentul? Evenimentul este organizat de primăria localității. În ce zi va avea loc? Acțiunea va avea loc în data de 22 aprilie. Unde se va desfășura activitatea? Activitatea se va desfășura în Parcul Central. Care este scopul acestei activități? Oamenii vor planta copaci. Ce altă informație vă atrage atenția? În data de 22 aprilie se sărbătorește Ziua Pământului. Iată cum ne putem exprima opinia referitoare la evenimentul prezentat în acest afiș. În opinia mea, acest eveniment organizat de primărie este unul deosebit de important. Eu cred că a fost aleasă această dată deoarece coincide cu Ziua Pământului, o zi în care putem arăta grija noastră față de mediul înconjurător. Pe de altă parte, plantând copaci, vom înfrumuseța parcul. Exersați exprimarea unei opinii. Lucrați în perechi. Priviți afișul. Identificați informațiile importante. Exprimați-vă pe rând opinia despre acest eveniment. Nu uitați să folosiți expresiile și cuvintele prezentate în acest material. Pe data viitoare!